Sătulă de bețiile concubinului, o femeie din Piatra Olt, a ajuns să-l omoare. La începutul lunii aceasta a mers la cârciuma din sat, unde concubinul obișnuia să-și petreacă ziua, dar totul a degenerat într-o mare ceartă. Nervoasă, aceasta a aruncat cu pietre, iar victima a alunecat și s-a lovit de asfalt. Bărbatul a ajuns pe mâna medicilor din Slatina, apoi din Craiova, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. Tribunalul Olt a dispus ieri arestarea preventivă a Danielei Chiriță, în vârstă de 47 de ani, pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Inculpata a avut o altercație cu concubinul său la domiciliul comun din orașul Piatra Olt, stat Piatra, împrejurare în care l-a alergat pe străzile din oraș, lovindu-l cu pietre, în cele din urmă acesta căzând și lovindu-se de o suprafață betonată. S-a luat măsura reținerii preventive, ulterior prezentând-o tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă, care a fost luată în cursul zilei de ieri. Femeia acuzată de crimă are împreună cu bărbatul de 60 de ani un copil de 9 ani.